No bun de, salutare tuturor. Taci bă, nu faci tu intro-ul. Și bine v-am găsit la un nou videoclip. Acest videoclip o să cheme Chistoale Challenge. De ce? Eu cu cei de pe Skype și de pe server vom juca doar cu chistoale, armură și atât, fără grenăzi. Chistoale. Un, două, între ei, cele mai tari femei. Oh. Pleacă. Să dea Dumnezeu să mori. Să dea Dumnezeu să mori. Deja prima rundă și Ovidiu e pe minus. Chistoale Challenge. Hai să vedem. Sursă de cancer. Deci fără grenăzi, da? Fără grenăzi. Fără... Da, păi, dar de unde e, să știu? Acum le folosesc, na, că mi-am dat banii degeaba pe ele. Să dea Dumnezeu să mori. Trădătorule, trișorule. A, da. Și alături de mine pe Skype, care nu este pe server, mai este Marian Ro. Deci... Bogdane, iar ai făcut niez. Dacă sunteți curioși sau nu, dacă vreți să aveți o tehnică de excitare, vă explică Bogdan. Bogdane, explică-le. Nu pot să zic. Bogdan se excită când face niez. Nu, în jur aici. Mă refream aia cu niezul, cum faci cu sfârcurile. Lași-mă coaie. Nu mai ta de gol. Da, iar trebuie să cenzurez în clipul ăsta. Da, și ceva, nu mai am niciun chef de cenzură. Cred că îl randez direct așa. Acum o să înceapă Bogdan să zică. Bă, era Pistoale Challenge, ai uitat? Păi, dar ce vrei acum, nu mai am pistol? Cum căcat? Mersi. Să dea Dumnezeu să mori. Atunci, hai să ne... Și că n-aveai pistol, uite ce ți era. Aveam doar ăla de la CT. Și vezi că iar are grenad. Și-și cumpăra AWP. Bă, aruncă-ți grenada undeva. A, bine. Asta se cheamă Chistoale Challenge. Bine. Vezi că mai e jumate HP. Hai, spune și cât armură am și de câte ori m-am căcat, să știe cum să mă omoare. A, păi nu-s pe tine, mă, mi-arată, știi și tu. Asta suna cam ciudat. Nu-s pe tine. Asta suna vezi cam că e în B, vezi că e în B. În ce? Sunt în ce? Bă, vezi că sunt în ce? Chiar dacă harta are doar A. A, bă, că de F, G, îi, de calul, A. Cel mai bun pistoletile, la mă, cel mai bun pistolet. Ies un pic de pe confort să revin în 5 minute. Ok, sper că n-ai făcut tu confort să se întrerupă acum. A făcut-o Bogdan, mă. A, e bine atunci. Eu Bogdan... trebuie omul, îmi dă flash. Iară, acum... Nu mai cumpăra, bă, că nu mai văd nimica. Și mie că-mi trag singur. Dar Dumnezeu să mori. Cu câtă viață te-am lăsat. 69! Yes! Pistolul ăsta care la meu e foarte bun pe distanțe. A, da, ia stai să vezi tu deagle-ul meu, când îți dau un cap. Vrei să vezi cum mă piși pe digălul tău până ruginește? Aia era vorba. Hai, mea. Bă. Lasă, ți-am furat vorba, sunt un țigan, știu. Asta știe toată lumea. Nu-s țigan, sunt din Bărcănești, de fapt. Dar nimeni nu vede diferența. Bă, da, și la voi se văd ciudat culorile pe mapa asta? A, din spate trage ăsta. Și de ce ți-ai luat, bă, totuși flash ăsta, David? Păi da, ce ăla mi-a dat mie de două ori flash-uri, să nu-mi iau. Păi da, mă, da, eu ți-am dat ție, nu i-am dat lui Ovidiu. Voi acum, dacă erați la un campionat CS Source, erați ca și descalificați. De ce? Pentru că ați trișat, v-ați cumpărat Greg Gay. Iar mi-ai dat, bă, flash! Cum ai spus flash-ul tu? Patru blanțe. Dă-i în cap, dă-i acum! Aruncă-mi cu pistolul în cap. Trebuia să mergi cu pistolul în cap, dar mă rog. Ai unul HP. Ia-i mă cu Glock-ul ăsta, că cam aș pe el. Să vedem ce face. Rafale, de Rafale sau semi-automat. Hai cu modul Rafale, să vedem ce facem cu el. Aaa, mor, am luat-o pe lângă. Nu, nu e bun modul Rafale la pistolul ăsta. Hai că... 6 cu 2 la runde, nu-i bine, trebuie să recuperăm. Hai mă cu Deagle, că cam aș. Bă, și la voi se văd ciudat culorile pe mapa asta? Nu. Adică mai deschis, mai nu știu. E așa faci uneori dacă fac de asta, se văd cu Hamaki. Face iurea culorile la unele mape. Vezi că s-a dus în B. Nu e ca și cum ar fi tras după mine. A, sau tu ai tras.
Dacă vine pe aici. Am luat cu eu, n-am tras. Asta stă... Vezi că mai are parte low, HP. Asta stă pe loc, ce face? Bă, dude! Hai că e bun decât și Deagle-ul. Ce lag am să-mi bag picioarele. Bă, Bogdan, ia oprește filmele alea porno de la descărcat. Ți-am spus, le poți vedea direct de pe, din browser. Mergi pe modul incognito și nu mai vede nimeni. Atât, decât dacă le-o da mesaj celor de la site să verifice IP-ul tău. Că atunci te prind, n-ai ce să faci. Bă, Pac-Man, eu îl văd pe ăsta acum să se uite corect la filme porno, pe atunci tu ce faci, mă omori? Eu îi dau lui Bogdan lecții de viață, foarte... Lulu, stai că am... scuze, îmi cumpărasem armă, mă, au... Puteai să o arunci și n-a aflat nimeni. Mi-am aruncat-o. Nu era nevoie să-mi spui. Nii, mă, ce frunze au palmieri ăștia. Ce stil de mers soare să-mi trag palme. Nu se poate. Nu se poate. Dat-o. Nu se poate, bă, deci nu. Ia-i cu pistolul vostru. Bă, de ce mi-ai dat ăstea? Ai, mă, două flash-uri. Trei. Bravo, bă, dar ce... 3 HP, ce vrei să fac? 3 HP. Primer. Opa. Unde ești, mă? Ia-mă asta, ia-mă asta. 2 minute, trebuie să recuperezi rundele pierdute. Hai mă, cum am trecut pe lângă tine, ești varză? N-a trecut bă pe lângă mine, am venit pe partea cealaltă eu. Păi cum atunci, acum ai trecut pe lângă mine? Ale, am urât, stai să iau și eu. Chi ești bă de aici? Bogdane, zi formula fermecată. S-a dea Dumnezeu să mori. Na. Duiește, Doamne, poporul tău. Amen. Vreau să închide ăla. Nu știu ce, am impresia că Bogdan el se duce pe unde nu trebuie. Da, fix pe unde nu trebuie. Bă, vezi că la el în bază. Păi ce pur... Păi dă... Mergi bă pe și nu fi prost. Nu tu bă la altul. Da, te-am văzut acum cu grenada, îți dă direct așa. Hai mă aruncu, hai mă aruncu. Ia uite mă, omul nu vrea să arunce grenada. Aruncă mă, nu vezi că ai o grenadă de-aia mare. Eu? Tu. Aia e bomba. Știu. Ia mă. Nu ia și tu. De ce folosești grenăzi, nu ți-e rușine? E chistoale challenge. Bă, n-aveam voie cu grenăzi, nu cu flashbang, te rog frumos. Și flashbang-ul nu e grenadă, e grenadă luminoasă. Nu e, e grenadă. Grenadă de damage, flashbang-ul, Bogdan cred că o să-și ia un headshot. Stai că rămâne fără gloanțe. Nu pentru mult timp. Bă, ai și tu un stil de a trage... Că trag cuțitul mai bine ca tine. Băi, eu ți-am zis, aveai grenadă, de ce ne-ai aruncat-o? Și Ovidiu nu ne mai ajunge.
căcat, nu mai văd nimic. Wank wank. Oricum eu știu că flyerul o să ia pe partea alaltă. Ce ai spus? Că ești fraier. Spune-ți rugăciunea. Doamne, dă să plouă cu pești, uite, ia uite pe flyer. Uite, acum o să moară. No GG. Da, deci cam asta a fost pedeapsa pentru mine. Am jucat un meci cu handicap și handicapul a fost din păcate pentru mine. Cam asta a fost acest episod. Aveți în descrierea videoclipului canalele lor. Și al meu. Canalul. Inclusiv canalul de videochat al lui Bogdan. A spus cum face rost de bani din videochat și cumpără cameră web. Până atunci face videochat fără cameră web. Nu știu cum câștigă el bani, dar în fine. Deci cam asta a fost. Nu, lasă bă că e prea mare, ajungeți, a plătit-i deja lumea. Schimb, mai fac un episod, nu-i problemă. Nu mă, să jucăm noi. Păi jucăm, dar să te... Bă, lasă-mă și pe mine să fac outro-ul, te rog. Deci cam asta a fost și acest episod. Eu sper v-a plăcut. Vechea poveste, dați câte un cap în gură, butonul sub videoclip. Și până data viitoare, ciao les. Abonați-vă la Bogdan, face video ce de cea mai bună calitate.